Următorul meci este un duel între România și Republica Moldova. Acesta se desfășoară la categoria 84 de kilograme. Primul luptător prezentat are 27 de ani și vine din Republica Moldova. Acesta este cel de-al doilea său meci la pro. Este antrenor de BJJ, MMA și grappling la CSA Ciocana și centură MOV în jiu-jitsu brazilian. Antrenorul său este Alexei Streche. Doamnelor și domnilor, în colțul albastru, Adrian Vatav! No, Machiavelli. AKA Pop. What, nigga? Young motherfucking thugs, that's how we do it. No matter fuck with these other niggas, y'all don't see it. Motherfuckers, it's fatal, nigga. I swear by the gods, too many enemies with me, nigga. I'm dangerous when drunk, I only drink beer. Skin makes me sin, unable to think clear. Hennessy makes me think my enemy is getting close. Boom, 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 got me shooting at a ghost. Some call me crazy, but this is what you gave me. I'm of the babies who raised up from the slavery. I scored a best and hit the test to kill a stress. Moved out west and I invest in all the best. Those who test, I find a bullet in a chest. Put to rest by a brother who was hopeless. Throw up broke on a rope of insanity. How many pistols smoking coming from a broken family? I'm sick of being tired, sick of the sirens, body bags, and the guns firing. Tell push, push the button cause I'm fed. Tired of hearing these voices in my head. The streets that I'm saying motherfuckers wanna murder me. And no one did the Lord ever heard of me. I need loot, so I'm doing what I do. And don't say shit until you walk in my shoe. That I'm saying motherfuckers wanna... Adversarul său are 29 de ani și este multiplu campion național de lupte libere. Se antrenează la clubul Spartacus în Buzău. Antrenorii săi sunt Iulian Mihalcea și Vali Tiu-Tiu. Doamnelor și domnilor, își face debutul în MMA, în colțul roșu, Madalin Mânzala! Arbitrul întâlnirii este Cătălin Oțelea. I Fight Heroes la Mioveni, Gala I Fight cu numărul 5 de la înființare și pentru prima dată în afara Bucureștiului. Avem un meci între un luptător din Republica Moldova, Adrian Vatav, împotriva lui Madalin Mânzală din România. Colțul albastru este moldoveanul Vatav, Mânzală în colțul roșu. La debut în MMA, Madalin Mânzală, Adrian Vatav de partea cealaltă are 7 meciuri, toate câștigate la amatorii, un meci câștigat și unul pierdut la profesioniști. Luptăm! Diferență importantă de înălțime, 1,90 m pentru Vatav,
Mânzală, 1,72 m, Mânzală, multiplu campion național de seniori în lupte libere, campion balcanic și jocurile francofone. Da, suntem la categoria 84 de kilograme în acest meci. Se vede diferența de înălțime între cei doi. Pare să domine sportivul din Moldova, cel puțin teritorial, pe începutul luptei. Primele 30 de secunde a ținut centrul suprafeței de luptă. Acum încearcă Mânzală să se ducă după piciorul adversarului. S-a retras foarte repede Vătav. Low kick puternic trimis pe exterior de Vătav. Ține bine distanța, are și acest avantaj al alonjei. Este centură MOV în jiu-jitsu brazilian la CSEA Chișinău. Antrenor Alex Streiche și Mihai Cotruță. Da, am văzut și lovituri puternice, croșee trimise de Mânzală, foarte puternic lovește. Adversarul său a încercat să-l țină la distanță cu brațul din față, din când în când cât un overhand cu brațul drept. Foarte bună deplasarea lui Vătav, a avut câteva ieșiri de pe direcția de atac adversarului, în special în momentul în care a fost cu spatele la cușcă. Background din jiu-jitsu brazilian, dar are o experiență importantă și pe partea de striking. Foarte bine a blocat acolo acea tentativă de intrare la picioare. N-a intrat foarte hotărât nici Mânzală. Da, s-a oprit și acum a încercat o lovitură cu brațul stâng Mânzală. Adversarul său se mișcă foarte bine, păstrează distanța. Am văzut directa cu brațul din față pentru Vătav. Interesant, Mânzală are privirea țintită undeva în zona mediană a corpului lui Vătav. Pare a fi așa un automatism din perioada în care competiționa în lupte libere. Acolo interesul este mereu asupra picioarelor adversarului, să-i intri la picioare. Încă o dată low kick puternic. Și control foarte bun cu brațul din față pentru Vătav. Da, asta am vrut să spun, că la reacția de agresivitate pe care a avut-o Mânzală a fost clar că nu i-a convenit acea intrare, acel low kick. Se apără foarte bine Vătav. Oh, ce genunchi! Da, bună lovitura. Ăsta este un prim semn dificil pentru Mânzală. A avut o intrare bună la picioare, însă Vătav l-a blocat foarte ușor. A făcut și schimb, luptă cu piciorul, a făcut o schimb de gardă, da, luptă, da, cu piciorul drept în față. Tot a încasat un low kick. Și a schimbat tactica și Vătav, lovește acum cu piciorul din față. Bună directa, Vătav punctează foarte bine cu brațul din față. Încearcă să se apropie acum, s-a dus el la picioarele adversarului, să vedem dacă Vătav va reuși să-l pună jos pe Mânzală, care se apără bine, s-a ținut și de gard un pic. Intrare la un picior, pe cât de buni sunt până la urmă sportivii promeniți din lupte libere la aduce lupta jos și mai ales a se apăra, cu atât de puțin sunt obișnuiți cu obstacolul, adică cu cușca, și deși tehnicile sunt similare, aplicarea lor este foarte diferită. Și vedem în acest caz, sunt convins că Mânzală, într-o situație în care n-ar fi avut cușca în spate, s-ar fi apărat mult, mult mai ușor. Exact. Foarte bine l-a dus la sol Vătav. Control lateral pentru el, încearcă lovituri de braț. Acum i-a oferit Mânzală pentru momentul adversarului șansa de a... Da, într-un single leg, într-o intrare la un picior, se apără foarte bine cu mâna stângă, blochează brațul adversarului pentru a nu intra și la celălalt picior. A luat și brațul drept pe sub brațul adversarului, din ce în ce mai bună poziția pentru Vătav. Pare că Mânzală a obosit. Vedem și gâfăi, au fost și momente în care s-a apărat în picioare. Are și o accidentare, o arcadă spartă. Da. Lupta aceasta în clinch este extrem de istovitoare, consumă foarte mult forță, glicogen, se strânge acid lactic în brațe și după câteva momente de clinch simți brațele foarte, foarte grele și este greu să mai arunci loviturile. Da, și l-am văzut pe Mânzală încercând acea lovitură cu brațul drept. O intrare totuși anunțată, cum se spune, telefonată. Vedem însă ce înseamnă avantajul de alonge, cum a reușit să-l țină la distanță pe Mânzală, și o repriză foarte bună.
Da, final de primă repriză cu sportivul din Republica Moldova, care a arătat mult mai bine, cel puțin la lupta în picioare față de adversarul său și la acea intrare. Dacă nu a ieșit la un single leg, după s-a dus și a prins ambele picioare adversarului și totuși a reușit să-l ducă la podea pe Mânzală. Spuneai tu, luptătorii proveniți din lupte încurcați de multe ori, să spunem, de acest gen de suprafață de luptă. Este una dintre marile inovații care au apărut în artele marțiale în ultimii 50 de ani. Au existat numeroase stiluri de arte marțiale, de sport de contact, cu o puternică componentă de ducere a luptei la sol, lupte libere, greco-romane, judo, sambo și așa mai departe. Însă niciuna dintre acestea nu avea această componentă de luptă cu spatele la un obstacol, cum este vorba de cușcă. Și de aici s-au dezvoltat o multitudine de strategii, dar și de tehnici, atât pentru lupta în picioare în clinch, combinând loviturile din Muay Thai sau partea de clinch din greco-romane sau lupte libere, dar mai ales partea de luptă la sol din jiu-jitsu brazilian, sambo sau judo. Luptă! Se rea meciul, repriza a doua. O mică accidentare la ochiul drept al lui Mânzală. Cred că este mult mai afectat după cum își mișcă piciorul stâng. Acolo au fost câteva lovituri joase de picior, câteva low kick-uri. Asta este o intrare de lupte libere. Îmi amintește de Jordan Burroughs, care este angrenat în campionatul mondial de lupte libere, care se desfășoară în seara aceasta la Belgrad. O intrare explozivă, un blast double leg, cum spun americanii. Își trage foarte bine și brațul de acolo. Asta e o poziție foarte bună, unde dacă ar insista cu loviturile să creeze postură, să se ridice, să aibă spatele drept și să poată să lovească cu putere, pentru că e clar, Mânzală are forță în loviturile de braț, însă reușește să-l controleze foarte bine Andrian Vătav. Alex Treche la colțul său, unul dintre cei mai titrați sportivi din jiu-jitsu brazilian, hai să lucrăm. Republica Moldova. Jiu-jitsu brazilian s-a dezvoltat foarte mult și peste Prut, acolo unde un american a fost cel care a dus pentru prima dată jiu-jitsu brazilian în Republica Moldova și unde prima centură neagră este Alexandru Burlea, un veteran și el al jiu-jitsului brazilian. Da, ceva a reproșat acolo moldoveanul, nu știu ce s-a întâmplat exact. A făcut semne către arbitru și va ataca din nou brațul. Da, se duce după braț acum. Da, și este final de meci. Câștigă Adrian Vătav, iată, în această luptă. Aici se vede lipsa de experiență. Într-o astfel de situație, instinctul te face să tragi mâna de acolo. Este cel mai prost lucru pe care poți să-l faci, pentru că ridici greutatea de pe adversar, îți lași mâna acolo, de fapt o lași în urmă, și adversarul nu face decât să-ți o forțeze. Tehnica de apărare acolo presupune să vii peste el, să-l împachetezi, să pui presiune. Dar în lupte libere nu se practică tehnicile de finalizare, tehnicile articulare sau strangulatorii, și s-a văzut lipsa de experiență a lui Mădălin Mânzală. A mai avut o astfel de tentativă în care a reușit să-și mulgă brațul, dar nu era la cușcă. Vedem din nou cușca cât de mult limitează mișcarea și l-a avantajat foarte mult pe Vătav. Exact, nu era la cușcă în momentul respectiv și era puțin diferită poziția față de această dată, nici Vătav nu reușise o priză atât de bună, să închidă picioarele. Da, era pe început de meci, era mult mai odihnit și Mânzală, reacții mult mai rapide, acum pe final obosit și nu a mai avut aceeași reacție explozivă. Uneori te ajută, dar dacă nu reușești să o faci în prima fază atacului, ajungi la acest final. Victorie pe Andrian Vătav, finalizare prin armbar.